Dimineața tuturor, domnule ministru al educației, dear Peter, sunt realmente onorat să fac parte astăzi din prezidiul acestei conferințe organizate pe tema vaccinării împotriva COVID-19. Cred că este un demers laudabil, și anume faptul că avem nevoie de o informare corectă pe tema beneficiilor și a importanței vaccinării pentru a putea lua o decizie corectă în ceea ce privește vaccinarea noastră a celor dragi. Pentru că în toată această perioadă de pandemie ne-am lovit de o altă problemă extrem de importantă și extrem de complicată, și anume infodemia, așa cum ea a fost numită de Organizația Mondială a Sănătății. Practic, lupta noastră în fiecare zi este cu combaterea dezinformării, este cu oferirea de răspunsuri tuturor întrebărilor firești și legitime pe care oamenii le au pe tema vaccinării. Astăzi ne lovim de un al patrulea val al pandemiei, care este generat de infecția cu varianta Delta, variantă mult mai contagioasă, mult mai transmisibilă, care reușește să scape, să păcălească parțial răspunsul imun pe care noi îl obținem atât după vaccinare cât și după boală, dar realitatea este că în toate aceste săptămâni premergătoare valului 4 am interacționat mai mult, am avut o mobilitate crescută și am respectat mai puțin măsurile de prevenție, cu atât mai mult cu cât rata de vaccinare știm că a scăzut substanțial pe perioada sezonului de vară. Ca atare, este momentul să conștientizăm realitatea cu care astăzi ne confruntăm. Avem ieri peste 11.000 de cazuri confirmate, peste 200 de decese din cauza COVID-19. Cred că este o situație de neacceptat în momentul de față, în condițiile în care avem la dispoziție soluția prin care putem să reducem consecințele negative ale acestei pandemii, și anume pierderea vieții. Pierderea de vieți omenești este cât se poate de evident rolul benefic al vaccinului împotriva COVID-19. Vaccinarea reduce substanțial riscul de deces, reduce riscul de a face o formă gravă de boală, reduce riscul de transmitere, chiar dacă acest risc nu este redus la maxim. Se vorbește tot mai mult de faptul că trebuie să ne obișnuim să trăim cu acest virus. Aș putea să spun că în niciun caz nu trebuie să ne obișnuim să trăim în aceste condiții de pandemie, zilnic cu spitale asaltate de pacienți bolnavi, de secții de terapie intensivă pline și de oameni care în fiecare zi își pierd viața din cauza acestei maladii. Trebuie să facem cu toții un efort pentru a reuși să controlăm această pandemie, și singura soluție prin care noi putem să facem acest lucru este prin vaccinare. Avem la dispoziție în România 4 tipuri de vaccinuri autorizate, vaccinuri care sunt sigure, sunt eficiente, sunt ușor de tolerat, procesul de vaccinare este simplu, accesibilitatea este crescută. După cum știm, de asemenea, pentru sistemul educațional, pentru sistemul de învățământ, am pregătit un proces de vaccinare care se poate realiza în unitățile școlare, în universități, fie prin echipe mobile sau prin înființarea unor centre proprii de vaccinare sau prin arondarea școlilor la centre de vaccinare din proximitate. În primele două săptămâni de la demararea activităților de învățământ sunt peste 400 de elevi care au fost vaccinați prin aceste modalități pe care le-am enunțat. În momentul de față, la nivel național, sunt peste 215.000 de elevi și tineri cu vârsta cuprinsă între 12 și 19 ani care au primit cel puțin o doză de vaccin. Practic, în momentul de față, din punctul meu de vedere, trebuie să prioritizăm lucrurile în favoarea și în beneficiul nostru, individual și al comunității din care facem parte. În mod deosebit este important ca cei vulnerabili, cei vârstnici, cei cu afecțiuni cronice să meargă să se vaccineze, pentru că în felul acesta se vor proteja mai mult de formele grave de îmbolnăvire. De asemenea, tinerii trebuie să se vaccineze și, de asemenea, elevii care merg în colectivitate, care interacționează, trebuie să se vaccineze. Avem două vaccinuri autorizate pentru grupa de vârstă 12-17 ani inclusiv, vaccinurile de la compania BioNTech Pfizer și vaccinurile de la compania Moderna. Amândouă sunt vaccinuri dovedite a fi sigure, a fi eficiente, există anumite semnale de siguranță, ele sunt atent monitorizate
populația este informată și tot ceea ce facem astăzi este să aducem un plus de răspunsuri pentru fiecare dintre dumneavoastră care în continuare ezită sau în continuare au preocupări legate de tema vaccinării, ceea ce este un lucru cât se poate de important. Am constatat în ultimele două săptămâni o tendință de creștere a adresabilității persoanelor la centrele de vaccinare. Aproape 20.000 de persoane au fost ieri vaccinate cu prima doză de vaccin și ne dorim ca acest număr să fie în creștere. Ar fi foarte important ca în perioada următoare să atingem capacitatea maximă de vaccinare, să depășim 100.000 de doze administrate în fiecare zi. În felul acesta putem să recuperăm ceea ce am pierdut în săptămânile anterioare și să atingem la o acoperire vaccinală suficient de crescută încât să limităm consecințele pandemiei. Și când vorbim de consecințele pandemiei, vorbim de fapt de pierderea vieților omenești. Și mă întorc la școală, cu toții ne dorim și este o prioritatea noastră, atât ca autorități, cât mergând până la nivel de părinte, până la nivel de copii, să facem tot ceea ce ține de noi pentru ca în final copiii să poată să meargă la școală în condiții cât mai sigure și cu prezență fizică, pentru că în felul acesta ei beneficiază de toate avantajele psihoemoționale, de toate cunoștințele care sunt transmise de către dascăl, de către profesori. Beneficiile sunt uriașe, iar pierderile sunt greu de estimat și de cuantificat la acest moment, însă cu siguranță studiile arată că impactul pe termen lung este cât se poate de ridicat, mai ales în cazul copiilor care provin din medii defavorizate, din familii cu venituri mici, în condițiile în care școala online revine. Evident că toate aceste pierderi vor fi din ce în ce mai mari. Haideți să facem cu toții un efort în acest sens, părinți, bunici, să ne vaccinăm, să respectăm măsurile de prevenire a răspândirii infecției și în felul acesta copiii noștri pot să meargă la școală cu prezență fizică, într-un mediu sigur, într-un mediu favorabil, dar acest lucru se face cu un efort din partea tuturor celor din societate. Vă mulțumesc și sperăm să avem întrebări și răspunsuri pe măsură.